se scriu cu nemiluita cărți despre oameni care poate nu au lăsat nicio dâră de lumină în viața comunităților. Se adună mormane de hârtii, mormane de nimicuri, de iluzii, de orgolii. Mai avem nevoie oare de cărți astăzi, când tăvălugul tehnologiei poate să ne sfârșe destinele? Ce poate fi mai frumos decât foșnetul unei pagini de carte? Împreună vom călători în lumea cărților, anume, pentru a păstra parfumul cuvântului tipărit. Și cel mai bine este să începem demersul nostru cu un poet rădăuțean. În anul 2012 ieșea de sub tipar Cartea Ziua tuturor întâlnirilor, cuprinzând poeme și proză scrise de Gruia Bănărescu. Despre Gruia Bănărescu din Rădăuț se știe foarte puțin, sau mai corect spus, nu se știe aproape nimic. Tânărul, care prin anii 40 publica poezie, proză și reportaje în presa care apărea la cernuți, are astăzi peste 90 de ani. Trăiește discret, departe de larma la istovitoare a lumii. Într-o casă relativ modestă, de pe strada Pictor Grigorescu, Gruia un înconjurat de cărți și reviste, își apără comoara amintirilor. Elev de liceu fiind, mi-am dat seama că sunt o fire sentimentală și sensibilă, deși eram foarte tăcut. Prima mea iubire, dacă îi se poate spune așa, ca să o iau de la capăt, a fost o fetiță de 12 ani când eu aveam 15. Era o brunetă cu față albă, ovală, cu gura ca o căpșună coaptă, cu o educație exemplară, îi spuneam geraș. Și toți colegii mei știau că sunt îndrăgostit de ea. În clasa a treia a plecat la Cernăuți. O făceam și pe jurnalistul, scrind despre unele evenimente petrecute în orașul Rădăuți. Prefectul Rădăuților, colonelul Bențea, descoperindu-mă, m-a invitat la el și mi-a oferit un post la bunurile statului, unde mă prezentam doar așa ca să-mi iau salariul. Uneori mă chema să rezolv și anumite probleme secrete. Aici lucra o elevă care făcea liceu în particular, dactilografă, îndrăgostită și ea de mine. Era o fată frumoasă, brunetă și eu m-am îndrăgostit de ea, iar idila noastră a durat doi ani își amintește cu seninătate Gruia Bonărescu despre iubirile sale inocente. Înainte de a pleca în refugiu, părinții mei au săpat o groapă sub podele unei camere din casa părintească, unde au depozitat o serie de lucruri mai importante, între care am ascuns și eu, în două cutii de lemn, toate manuscrisele pe care le aveam, între ele fiind și romanul Fata Albă. Când ne-am întors, toată gospodăria era arsă și din ce am ascuns în groapă, nu mai era nimic. În timpul refugiului, convoaie de refugiați mergeau pe partea dreaptă a șoselei, iar pe partea stângă treceau trupe ale armatei germane. Ajunși la Roman, o parte din familiile noastre s-au urcat în niște vagoane de marfă pline de tot felul de lucruri. Ne-am înghesuit și noi pe burtă și am ajuns în București pe data de 3 aprilie, fiind găzduiți de părinții șefului de Ocol Marginea, care era din București. A doua zi, în 4 aprilie, a început un bombardament anglo-american, România fiind avertizată din timp. În această tragedie au murit mii de oameni, mărturisește Gruia Bănărescu, încercând, poate cumva, să se elibereze de povara refugiului. Era în anul 1941, după rebeliunea legionară, când un prieten de-al meu, mai în vârstă cu patru ani, Gheorghe Andrișan, s-a ținut după mine să mă înscriu în mișcarea legionară. Sincer să fiu, nu mă interesa politica. Eram foarte ocupat cu scrisul, dar într-o zi acesta m-a convins să plătesc cotizația și așa a început, fără să-mi dau seama, declinul sorții mele. În anul 1942, după ce am trimis câteva materiale literare la ziarul Bucovina, am fost invitat de poetul George Drumur la redacția ziarului. Acesta, după o discuție prelungită, m-a încurajat să scriu, spunându-mi că am talent. Printre altele, mi-a recomandat, dacă vrei să reușești în viață, să nu faci politică și să nu te îndrăgostești. Acestea sunt pierdere de timp. Iar eu, fără să-mi dau seama, nu i-am ascultat sfatul. În continuare, am participat la câteva ședințe cu ocazia cărora am cunoscut mulți elevi care erau în organizația Frăția de Cruce. După rebeliune, generalul Antonescu a desfințat toate partidele, inclusiv mișcarea legionară. Povestește Gruia Bodnărescu punctând traiectoria aventurii sale politice care avea să-l ducă la înfățișări cu securitatea deși nu fusese implicat cu înflăcărare în curentul care acaparase atunci mințile tinerilor. Calvarul a început la 24 de ani. Am fost perfect sănătos până în preajma vârstei de 24 de ani. La recrutare, la 18 ani, aveam înălțimea de 1,78 m și 70 de kg, bun pentru încorporare, la liceu, în clasa 4, a profesorul de filozofie ne-a făcut numeroase teste psihice și fizice, din care rețin că avea memorie excelentă, era ordonat, disciplinat, calm și cel mai tare în mâini din toată clasa. În preajma vârstei de 24 de ani, fiind în București, deodată nu m-am simțit bine și am făcut consult medical, în urma căruia mi s-a recomandat să plec acasă, să mă supraalimentez, atunci bântuind tbc -ul. Ajuns acasă, am căzut la pat și nu m-am mai putut mișca deloc. Își amintește Gruia Bănărescu de începuturile bolii și de primul diagnostic stabilit de medici, acela de decalcifiere generalizată difuză a întregului sistem osos, considerată de un profesor renumit încă un caz de iradiere. Au urmat alte diagnostice copleșitoare. Claustrat în suferință, Așa cum remarcă scriitorul Constantin Hrehor, Gruia Bănărescu nu a fost un internat al închisorilor, i-a ajuns zegea suferinței sale biologice. O închisoare care a început la 24 de ani și care nu l-a eliberat toată viața. Iată cum descria Gruia Bănărescu, rădăuțul la 13 iunie 1943. Parcurile către seară sunt pline nu găsești o bancă liberă ca să poți citi sub cerul liber o carte sau să scrii vreun vers și de-ar fi și numai una liberă n-ai putea, deoarece oricare ar fi cititorul sau poetul s-ar găsi destui care să le ia să-l stingerească cel puțin. Aceste seri sunt frumoase, mai ales sâmbăta, când toți școlarii au poftă mai mare de plimbare. Ce frumos sună clopotele până departe pe cer. Oare Bogdan din cripta lui le aude? Ce frumos sună, ce frumos sună clopotele rămase din vremea lui. Odată, cu dangătul acestor clopote chemătoare, plopii și castanii seculari își îndreaptă mai semeți fruntea spre cer, susrând din crengi rugine auzite. Soarele își varsă argintul pieziște departe de vreme, iar orașul își scaldă în el cireșii în haini de nea și castanii cu mănunchiurile de flori ca niște torțe aprinse. Cerul albastru zâmbește oricui și zâmbetul oricui e cerul albastru. Zadarnic apare câte un nor, căci se neacă în lacul fără margini al cerului. Zilele trec senine, cireșii se scutră în floai, tristețele vin și trec. Și pe aceleași persoane le vezi stricând pe stradă la deal și la vale, aici, colo, câte un străin te întreabă unde-s garnizoana, cazarma, judecătoria sau bunurile statului cerul rădăuțean îmbărtișează în fiecare zi, mai ales seara, aceleași persoane, aceleași perechi, aceeași lume zâmbitoare în van, pe străzile Ștefan cel Mare, regile Ferdinand, Bogdan Vodă. Unii din ei se laudă că sunt așa și așa, pe când acasă nu-i așteaptă decât o bucățică de pâine goală sau nici atât. Am citat din nou din cartea lui Gruia Bănărescu. La vremea la care rădăuțul se pregătește de sfârșit de an, este potrivit ca numele scriitorului să se afle pe buzele acelora ca reprețuiesc valorile adevărate. Ce poate fi mai frumos decât foșnetul unei pagini de carte? Împreună vom călători în lumea cărților, anume pentru a păstra parfumul cuvântului tipărit.